România are probleme mari în privința tăierilor ilegale de pădure. Țara noastră a primit avertismente din partea Uniunii Europene și are la dispoziție 3 luni pentru a rezolva problema defrișărilor ilegale. În caz contrar, riscă să primească sancțiuni dure de la Uniune. România este considerată oaia neagră a Uniunii Europene în privința defrișărilor ilegale. Potrivit unor estimări ale celor de la Greenpeace România, în 2019, de exemplu, din țară dispăreau în fiecare oră peste 3 hectare de pădure, echivalentul la 20 de milioane de metri cub de lemn pe an. Cifre care ne-au adus în atenția Uniunii Europene. Țara noastră a primit mai multe avertismente de la Bruxelles pentru a reduce fenomenul defrișărilor ilegale, dar se pare că nu am avut mare succes și mai avem 3 luni de zile pentru a face ceva în acest sens. În caz contrar, vom avea de-a face cu sancțiuni dure din partea Uniunii Europene, arată europarlamentarul Thomas Weitz de la Grupul Verzilor. Toată această cantitate de lemn furată din pădurile din România nu se compară cu alte țări. Este o cantitate foarte mare. România este considerată într-un fel ca fiind oaia neagră a Europei. Deja a primit avertismente din partea UE. România mai are 3 luni pentru a rezolva această situație. Este un adevărat dezastru ceea ce se întâmplă în țara dumneavoastră din cauza acestor păduri tăiate, mai ales că sunt foarte multe păduri importante și seculare. Este foarte important ca România în aceste 3 luni să oprească aceste despăduriri, a declarat Thomas Weitz. Mai mult, în locul pădurilor dispărute nu se pune nimic, așa că am ajuns la nivelul în care doar puțin peste un sfert din teritoriul țării este împădurit, în condițiile în care ar trebui să avem măcar 40%. Suntem la 29%. Academia Română, 29% din suprafața țării este împădurită, atât, deci mai puțin de o treime. Pentru o calitate a vieții și un echilibru climatic, avem nevoie, potrivit Academiei Române, de 40%. Este și un angajament de aderare la Uniunea Europeană în 2007, pe care nu l-am îmbunătățit. Suprafața împădurită a României a rămas aceeași, exceptând terenurile abandonate. Banii din PNRR ar fi fost o șansă, spun specialiștii de mediu, însă nu am avut niciun program de acest fel pe care să-l prezentăm Comisiei Europene. Banii din PNRR aveam șansa să o facem până în 2032 dacă se investeau în pepiniere automatizate. România n-a făcut asta, n-are cum să... Deci n-avem puieți, ce să mai discutăm despre... N-avem puieți ca să facem. Da.